În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacuvioși părinți și fratele Sfântului creștini. Pericopa evanghelică pe care am auzit-o astăzi la Sfânta Liturghie pune în evidență o parabolă rostită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în care, în mod tainic, se arată chipul lumii acesteia, umanitatea, prin ceea ce trece și va fi până la sfârșit, și lucrarea Fiului Dumnezeu, Mesia cel adevărat, care vine în lumea aceasta să ne ofere nouă vindecări. Parabola de astăzi o găsim la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 10. Și a fost rostită de Mântuitorul când unul din învățații legii a venit la el cu gând de a-l ispiti pe întrebarea care ar fi cea mai mare poruncă din lege, și Mântuitorul, cunoscând și inima acestui om care a pus întrebarea, dar mai ales cunoscând înălțimea teologică care are acest răspuns, l-a întrebat și el și i-a zis: tu cum citești lege, cum înțelegi? Și răspunsul a fost foarte bun. Acest învățat îi zice că cea mai mare este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul și toată puterea ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, și este foarte adevărat și bispericios. Cea mai înaltă teologie pe care o întâlnește ouă pe fața Pământului în lucrarea credinței este să iubească pe Domnul Dumnezeu din toată puterea și din tot sufletul și oriunde ar fi și oriunde s-ar găsi, și să iubească și pe aproapele ca pe însuși. Deci, iată că Mântuitorul a apreciat răspunsul teologic. I-a spus: drept ai spus, învățătorul de lege, pentru că n-a putut să se oprească din viclenia lui, l-a întrebat pe Mântuitorul: și cine este aproapele meu? Și atunci Mântuitorul, într-o dreptate, i-a răspuns și i-a zis această parabolă. Pentru că drept a judecat acest învățător și Mântuitorul tot drept i-a spus și într-o dreptate i-a rostit această parabolă. Și ne se amintește cum se spune că un om coborât de la Ierusalim la Ierihon este prins de tâlhar și aceștia l-au bătut, l-au chinuit, l-au lăsat aproape mort și a trecut pe acolo și un preot, a trecut pe acolo și un levit, dar nu s-a putut face ceva, ci un samarinean care era milostiv, s-a apropiat, i s-a făcut milă și i-a legat rănile, i-a turnat peste ele un de lemn și vin și l-a dus la o casă de oaspre și acolo cu hangiu, cu acel om care lucra acolo la casă de oaspre, s-a învoit să lase în grijă și să-i ofere și doi bănuți, două simboluri ale Bibliei noastre, și anume Vechiul Testament și două testament, cum zicem noi. Și se va întoarce să răsplătească lui. Ceea ce vreau să vă spun, că într-o dreptate a lui Dumnezeu s-a rostit această parabolă. Pentru că cine poate fi samarineanul milostiv decât Iisus Hristos Domnul, Logosul Divin? Și dacă Mântuitorul i-a spus într-o dreptate, este foarte adevărat că cel mai apropiat de acest învățător de lege la momentul acela era chiar Iisus. Cu alte cuvinte, să-L iubești din tot sufletul și din toată puterea ta pe Iisus Hristos, Mesia cel adevărat, este cea mai înaltă teologie pe care o poate avea omul pe fața Pământului. Și dreptatea aceasta se va duce în veșnicie. Samarinanul milostiv din Evanghelia de astăzi s-a oprit în dreptul acestui om, parcă știa ce va întâlni pe cale. A venit foarte pregătit acest samarinean, cu de toate, și pregătire sufletească, și pregătire trupească. Pentru că dacă atunci când s-a oprit, i s-a făcut milă, înseamnă că a fost foarte pregătit. Cu ce? Cu mila. Și a fost pregătit și trupește, pentru că a purtat la el și a bandaje, și vin, și apă, tocmai să lege rănile omului căzut între tâlhari. Pentru că Dumnezeu, la plinirea vremii, l-a trimis pe Fiul Său cel iubit, ca să ne tămăduiască bolile noastre sufletești și trupești. Asta îl ține permanent pe Dumnezeu între noi. Este adevărat că zice
Evanghelia că Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Dar tot în Evanghelie, dacă citiți capitolul 28, spune Mântuitorul că iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Ce ține pe Dumnezeu într-o prezență permanentă cu noi decât mila Lui față de oameni și după cum se vede și suferința care o avem noi. Deci l-a văzut pe acest om căzut între tâlhari cât de mult suferea. Nici nu putem spune cât de mult a durat, pentru că a trecut și un preot, a trecut și un levit, până a venit și samarinarul, cât timp nu a durat ca să se vindece acest om. Deci el a venit pentru noi și pentru că ne știe suferințele noastre, suferințele sufletești și suferințele trupești. Din motivul acesta, Mântuitorul tot timpul va sta în mijlocul nostru și cu noi, numai să avem grijă aceasta sfântă, să-L iubim pe El. În prorocia lui prorocul Isaia, capitolul 42, unde se vorbește despre mesianism, veți vedea acolo că capitolul acesta tocmai cu un lucru important nouă începe. Zice acolo că trestie frântă nu va zdrobi și veștilă fumegândă nu va stinge. Cu alte cuvinte, prorocul Isaia a vorbit despre Mântuitorul cât de milostiv și cât de iubitor va fi pentru noi neamul omenesc, cei care suntem răpuși de ispitele și de patimile noastre. Păi ce poate fi această trestie care s-a frânt? Păi trestia frântă este tocmai umanul nostru, care dacă suflă vântul ispitelor peste noi, ne-am rupt în două, suntem frânți și El, ca Dumnezeu, nu vine să ne zdrobească. Să știți un lucru, este mare omul acesta care se vede frânt, dar în fața lui Iisus Hristos. Că dacă ești în fața Lui și învins și frânt de păcate, de patimi, de dușmani știu și nevăzut, să știți un lucru, că El va avea milă de noi. El va avea milă de noi. Ce poate fi trest peștila aceasta, care doar fumedă și El zice că nu va stinge? Păi creștirea aceasta este tocmai sufletul nostru, credința aceasta și harul care noi a trebuit să-l avem. Mare este sufletul acela înflăcărat în iubirea de Dumnezeu. Dar ce să faci că dacă și peste noi suflă vântul ispitelor? La un moment dat s-a stins flacăra credinței și evlavia. Mai rămâne, știți ce rămâne? O scânteie în vârful acestei creștire sau lumânări, care scânteia aceea parcă mai întreține un ceva luminos, un punct acolo. Dar de fumecat scoate fum și omul din casă când vede că scoate și fumul o stinge imediat. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu când vede că s-a stins flacăra credinței și a evlaviei din sufletul nostru, nu ne părăsește. Încă mai are milă de noi. Încă mai face ceva pentru noi. Trimițându-ne oameni, cuvinte, exemple de credință, numai și numai să păstreze o credință în dimensiunea unei scânteie micuțe față de Bunul Dumnezeu. Iată că, într-o dreptate, Mântuitorul își povestește viața tocmai acestui învățător de lege care a venit la el cu chip de ispită. Și când Iisus Hristos își povestește viața în fața acestui om, ne dăm seama și pentru noi câte lucruri minunate nu face Dumnezeu. Și cum Dumnezeu va răda omul acesta de pe fața pământului până la sfârșitul veacului acestui pământ. Și când stau și mai citesc despre îngăduința lui Dumnezeu față de noi, în cartea Apocalipsei, capitolul 13, acolo se spune că lui Antichrist îi se va da putere să aducă hule lui Dumnezeu, Dumnezeului cel preanalt, hule cortului ceresc, hule sfinților lui. Atât de grele au fost cuvintele acestea, atât de urâte și de mizerabile, încât se spune că prorocul Daniel, când i s-a prorocit de către Duhul Sfânt despre aceste hule, a rămas bolnav 40 de zile. Atât de cuvinte grele și urâte au fost aduse lui Dumnezeu prin gura lui Antichrist și a oamenilor lui.
Se spune la Sfântul Efrem Siru, când vorbește despre judecată, el zice, care este diamantul acela atât de luminos și care să laude îngeri în ceruri și care va străluci auzind cuvintele de hulă care este adus lui Dumnezeu? Cuvintele acestea mizerabile și urâte, cum se întâmplă în zilele noastre? S-a întâmplat la un teatru din Germania, s-a întâmplat la Olimpiada de la Paris. Cuvinte de hulă grele față de Dumnezeu. Zice Sfântul Efrem Siru, cine va suporta cuvintele acestea de hulă, fără să-și strice credința lui, ci că va fi ca un diamant lăudat de îngeri. De aceea să aveți întotdeauna încredere în Bunul Dumnezeu și în mila Lui. Că mila aceasta îl ține pe pământ și cu noi și între noi, ca să avem parte și de mântuirea care vine prin lucrarea Fiului Dumnezeu la noi oameni. Așa se spune în Evanghelia pe care ați auzit-o, că omul acesta a fost dus la o casă de oaspeți și acolo a avut grijă de el și stau și mă minunez că la câte rând i-a făcut tâlharii aceștia, cum de-a crezut samarinanul milostiv că va mai rămâne în viață. Deci, așa se întâmplă și zilele noastre. Când ne vede Dumnezeu și păcătoși, și căzuți, și vai mama noastră, cum zice noi în popor, El tot speră că noi vom avea viață. De aceea, încă mai bate clopotul la biserică, încă preoți spun despre importanța credinței, a lucrării în Duhul Sfânt pentru viața creștinului de pe pământ, viața noastră a românilor, pentru că Dumnezeu are speranță că noi vom rămâne vii, nu ne va răpune diavolul, palaurul, prințul întunericului. Și în speranța aceasta noi să rămânem, pentru că nota de libertate pe care a lăsat-o samarineanul milostiv acestui om rănit și răpus acolo la Han, la casa de oaspeți, că acest om putea să și fugă. S-a văzut vindecat, imediat să și plece de acolo. Nu, a rămas pe încredințarea că atunci când se va întoarce samarineanul milostiv din călătoria lui, va vedea și cum arată omul și va răsplăti și acelui hangiu după munca care și-a depus-o în vindecarea acestui rănit de tâlhar. Și noi suntem chemați la lucrul acesta. Suntem chemați ca să răbdăm și să ducem cu speranță viața noastră și a celor din jurul nostru. Pentru că nimeni dintre noi nu este sortit morții. Nimeni dintre noi nu este condamnat la iad. Noi trebuie să avem grijă aceasta sfântă cu sufletul nostru și cu oamenii apropiați nouă, să le ținem o lumină în care să se vadă speranța de viață. Putem spune că parabola aceasta are o latură practică a ei, și anume că trebuie să facem ceva pentru oamenii care sunt răpuși sufletește și trupești, mai ales când noi trebuie să manifestăm milă. Înțelegem foarte bine că a avea milă față de cineva trezește un sentiment care nu vine decât când omul se roagă, are o conduită morală plăcută lui Dumnezeu și își pune mare încredere că la picoșata judecată va fi întrebat de această atitudine a lui. Dar nu numai să ai sentimentul de milă, ci trebuie să și faci milă. Noi suntem acum chemați să facem milă față de oameni. Când faci milă față de oameni, nu mai privești la cât de afectat poți să fii tu, că cine știe poți să sărăcești sau poți să ajungi să pierzi timpul. Cum poate avea milă unul dintre noi față de o persoană care este bolavă psihic, decât să-l rați și să stai să-l privești, să-i mai spui un cuvânt, dar să te vadă prezent în fața lui? Păi nu, a spus Mântuitorul, că dacă unora ca aceștia mai mici ați făcut, mie mi-ați făcut. Lui, ca Fiul al lui Dumnezeu. Este greu, nu, să stai de vreo cu nebun în fața ta, cu un om bolnav psihic. Ce poți să-i mai faci?
și judă. Iată că nu e așa. Când îți faci milă cu un om, măcar îl privești un ori, zici o rugăciune în gând, spui un cuvânt care să-i sufle și lui viață. Când privește cei care au nevoie de un ajutor material, lui știi. Din casa voastră sunt, că și copiii trebuie să vă purtați la școală, și pe părinții voștri bătrâni trebuie să aveți grijă de sănătatea lor, și trebuie să aveți grijă și de vecinul tău, și de omul care aveți la biserică, și pe toți aceștia pe care Dumnezeu vi-i scoate în viață, rânduindu-le lor o milă foarte echilibrată. Pentru că vă anunț și cu ocazia asta, săptămâna aceasta, joi, este lăsatul secului pentru post. Deci vom începe postul Crăciunului. În postul Crăciunului, milostenile se fac potrivit bisericii când rânduiește post. Preoții duhovnici au grijă de milele sufletelor oamenilor care vin la biserică să se spovedească, încât și postul să-l chivernisească ca să nu-i răpună viața aceasta rupească. Dar asta o face preotul duhovnic cu binecuvântare. Și dumneavoastră când faceți milostenii, este bine să vă sfătuiți cu preotul duhovnic al vostru. Și ce vă spune, să o credeți și să o luați ca la Duhul Sfânt. Pentru că puțin mai sunt în zilele noastre care cu adevărat se apleacă spre oameni să facă milă. Ați auzit ce se întâmplă în Occident? Adică ofer milă pentru că tu vrei să-ți creezi imagine, să fii ales de către oameni în funcții din Parlament sau din președinția statului. Mila lui Dumnezeu întotdeauna se naște când omul este bun credincios și spovedit și care își pune încrederea în Dumnezeu, că Dumnezeu îi va salva viața. Știm că va veni la un moment dat acest samaritan milostiv, care este Iisus Hristos Domnul, Mesia cel adevărat. Porunca a fost să-L iubim pe El din toată puterea noastră, din tot sufletul nostru. Iubiți frați și surori, să-L iubiți pe Mesia, pe Iisus Hristos, că multe hule și multe rele și cuvinte de rău se ticluiesc la adresa Lui. Dacă hangiul din parabola de astăzi a primit pe cei doi bănuți, adică Vechiul Testament și Noul Testament, ca să folosească pentru vindecarea acestui om căzut între tâlhari, iată că acum se titulește ca din Biblie să se scoată biciul lui Dumnezeu. Biciul lui Dumnezeu e un cuvânt forțat, care l-am rostit eu acum. Dar biciul lui Dumnezeu înseamnă atunci când Biblia spune cu tare faptă este păcat, cu tare lucru nu este bun. Și atunci ăsta este biciul care vor să scoată. Să nu se mai condamne păcatele, hulele, să nu se mai condamne relele, ci în Biblie să rămână doar atât. Dumnezeu ne iubește, să avem dragoste unii cu alții, să fim în iubirea Lui, să ne îmbrățișăm, să păcate care, cum să vă spun, țin de iubire. Numai asta vor să lasă. Când hangiul, care este chipul preotului, va avea în vedere să țină integral aceste învățături pe care a dat Mântuitorul, tămăduirea va fi foarte bună. Și consider că mulți dintre dumneavoastră, ori de câte ori auziți cuvântul lui Dumnezeu în biserică, veți fi pus și în situația samarianului milostiv. Să rugați pe Bunul Dumnezeu, să-L iubiți pe Fiul lui Iisus Hristos Mesia și să puteți întotdeauna să oferiți acele leacuri și sufletești și trupești pentru oamenii care vi-i aduce Dumnezeu în față. Ca astfel, când se va întoarce samarineanul, să ne ia în călătoria lui în veșnicie, ca împreună cu el să fim acolo. Amin.